Aflată într-o scurtă vizită în stațiunea Bușteni, spadasina Ana Maria Brânz a primit și primul cadou de nuntă din partea primarului orașului, Emanuel Savin. Un arhitect din orașul Bușteni a prezis ziua când o să te căsătorești tu și a pictat un tablou, wow, cu castelul Santa Cruz din nou. Și aici e data de 15 august 2000. Deci este primul cadou. Primul cadou înainte, nu? Primul dar de nuntă. Pe lângă lucrarea în acoarelă, semnată de arhitectul Marius Buruiană, sportiva a primit și 3 buchete uriașe de flori, iar la rândul său și-a prezentat cel mai recent trofeu obținut la Grand Prix-ul de spadă de la Budapesta. Următoarea competiție, care va avea loc între 1 și 3 mai la Johannesburg, va conta foarte mult pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio. Așadar, începe treaba serioasă, noi trebuie să ne montăm, trebuie să ne întoarcem cu cât mai multe puncte de la această etapă de Cupa Mondială, mai ales că după aceasta următoarele competiții sunt campionatul european și campionatul mondial, la distanță foarte mică una de cealaltă. Așadar, nu va fi o vară ușoară pentru mine și pentru colegele mele, dar sper să fie una productivă. Ana Maria Brânză, care este cetățean de onoare al orașului Bușteni din anul 2013, a vizitat apoi sălile castelului Cantacuzino, acolo unde, pe 15 august, își va oficia relația cu iubitul său, poloistul Pavel Popescu. Sperăm ca în 15 august să avem cât mai mulți cetățeni de onoare al orașului Bușteni la acest eveniment. Vedem cine e în vacanță în perioada aia și cu siguranță vom fi cu toții prezent aici la evenimentul anului, așa cum îmi place mie să-i spun, pentru că după căsătorie ți-ai luat toate grijile și trebuie să te gândești ca la Cupa Cabana, la Rio de Janeiro, să veniți cu aur. Am și eu o veste în premieră, deci sunt invitat de Delegația Federației Române de Atletism, deci voi fi și eu o lună de zile la Rio de Janeiro. Întâlnirea a continuat cu o masă festivă în restaurantul castelului, pregătită special pentru campioană.